ziua tuturor, vă rog să luați loc, vă propun să începem evenimentul. Vă spun bun venit la cea de-a patra ediție a evenimentului cultural artistic Elogiu Satului Românesc, organizat pe zona nord-est Moldova, sub egida Consiliului Județean Iași, de către seniorii naționali liberale Șeni, în parteneriat cu societatea civilă. Între partenerii noștri amintim Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Inspectoratul Școlar Județean, Patronatul Cerunea, Centrul Cultural al Seniorilor, Muzeul Municipal Regina Maria, Asociația Moldova a Pensionarilor și nu în ultimul rând, Telemoldova Plus. Vă propun să începem evenimentul prin intonarea imnului de stat al României. Temelia existenței noastre timp de nenumărate secole de istorie. Chiar și astăzi, după atâtea transformări și modernizări, migrări și emigrări, aproape jumătate din populația țării, circa 47,8%, locuiește încă la sate, deținând aproape 87% din suprafața României. Dar satul românesc nu este doar o unitate administrativ-teritorială, ci un complex de trăiri și valori structurate în deplină armonie cu legile, obiceiurile și credințele sale, conforme cu stilul propriu tradițional, acest specific care ne definește și ne diferențiază în raport cu alte civilizații. Cu toate că satul nostru astăzi nu mai seamănă cu cel de odinioară, descris idilic de în arta populară sau în operele marilor clasici, el își păstrează încă arhetipurile de început pe care le întâlnim cu prilejul unor evenimente din viața individuală sau colectivă. Aceasta este dovada cea mai grăitoare că satul românesc în devenirea sa, chiar dacă trece prin momente existențiale mai dificile, cum sunt și cele de astăzi, are puterea de a rezista, de a regenera noi valori materiale și spirituale. Această forță regeneratoare se explică și prin faptul că în fruntea comunităților sătești se află mereu oameni cu vocație constructivă și creativă, care știu să adune și să îndrume spre muncă, învățătură, credință, în spiritul a ceea ce a creat de secole, s-a creat de secole în istorie, trainic, durabil și frumos. Este vorba despre acele elite locale, alcătuite din preoți și învățători, cadre de specialitate în diverse domenii, primari și gospodari destoinici, care continuă și completează istoria cu noi fapte și valori. Cu unii dintre aceștia ne vom întâlni și noi astăzi. Îi vom omagia pentru ceea ce au făcut demn de laudă în comunitățile lor. Numele lor se va adăuga celor pe care i-am elogiat în edițiile trecute, dovadă că satul actual are oameni valoroși, păstrători și creatori de valori deosebite. Vă propun să-i cunoaștem și să-i aplaudăm. În continuare, îl invit la microfon pe domnul Emil Teofil Bălteanu, președintele Patronatului Cerunea, manager SECE Boemia SRL, prin vicepreședinte al Biroului Politic Județean al Organizației Seniorilor Naționali Liberali, pentru a argumenta și din altă perspectivă proiectul Elogiul Satului Românesc.
Până domnul Bălteanu se pregătește să vină în scenă, vă propun să invităm primii nominalizați pe scaunele din față, să nu stea scena goală, și anume Mihai Țibucanu, de la Coarnele Caprii. Preotul paroh Andrei Gherasă. Doamna profesor Mariana Garmacea. Domnul Dan Doboș. Doamna învățător Doina Asăvoaie. Au venit să elogieze satul împreună cu noi, parlamentarii ieșeni. Este prezent la întâlnirea de astăzi cercetător doctor Liviu Brătescu, senator în Parlamentul României. Îl invităm în scenă. Este prezent de asemenea domnul inginer Năcuță, deputat în Parlamentul României. Îl invităm în scenă. Este prezent președintele Consiliului Județean, Costel Alexe. Se pare că e însoțit și nu poate urca în scenă, dar eu vă invit pe amândoi. Domnul Teofil Bălteanu. Bună ziua, oameni frumoși, domnișoarelor, doamnelor, domnilor. Bună ziua oficialităților care astăzi și-au găsit un program timpul necesar să fie alături de noi. De asemenea, salut pe toți cei care astăzi ne oferă din timpul lor câteva zeci de minute la care să aducem un omagiu satului și oamenilor săi. La intrarea în Academia Română, Octavian Goga a avut un discurs care avea ca și expresie de bază veșnicia s-a născut la sat. Și mă bucur că alături de noi este și doamna Olariu, pe care o cunosc de veșnicie. Care sunt sigură că ar putea să vorbească despre aceste câteva cuvinte foarte mult timp. Da, veșnicia s-a născut la sat și noi avem obligația și dreptul ca aceste rădăcini pe care noi le avem în satul românesc să demnească o veșnicie. Mulțumesc celor care, într-un sensul altul, mai mult sau mai puțin, au pus umărul ca aceste venituri să se găsească astăzi la cea de-a patra ediție. Și mulțumesc celor care recunosc că satul are valoare datorită oamenilor săi frumoși. În anul 2019, la prima ediție, am avut un impuls dat de către Patriarhia Română, care a declarat acel an, an al satului românesc, al primarilor destoinici, al învățătorilor, preoților și oamenilor gospodari. Iată că ne aflăm la patra ediție și îmi doresc ca acest eveniment să demnească cât mai mult timp. Mulțumesc și celor care au făcut efortul de a veni din celelalte județe ale Moldovei, prin aceasta arătând că suntem uniți, că avem proiecte și obiective comune împreună pentru binele întregii noastre zone. Vă doresc să aveți câteva zeci de minute plăcute, petrecute în prietenie și dragoste pentru ceea ce are mai sfânt satul românesc. Am invitat la microfon pentru un scurt mesaj pe domnul senator Liviu Brătescu.
Sărut mâna doamnelor, bună ziua domnilor! Aș vrea mai întâi să felicit pe organizatorii acestui eveniment, pe doamna Magdalena Lupu, pe domnul Teofil Bălteanu, pentru faptul că au reușit să găsească energia necesară pentru ca și în acest an să ne adune pe noi toți sub standardul acestei zile frumoase prin care trebuie, în care trebuie să aniversăm satul românesc. În tumultul vieții noastre cotidiene, pare uneori că uităm tocmai de ceea ce este mai important într-un fel definitoriu pentru noi, care de tradiție, de identitate și de folclor. Avem cu toți acest sentiment, sunt convins. Dar cu toate acestea, cred că e timpul sau e momentul măcar într-o asemenea zi să fim și un pic optimiști. Și vă mărturisesc că dacă sunt astăzi optimist, e cu privire la perpetuarea tradițiilor și datinilor românești, este pentru faptul că mă uit în jurul meu și văd cum Consiliul Județean și domnul președinte Costel Alexe au reușit, și o spun foarte sincer, au reușit dincolo de toate problemele de modernizare și de urbanizare ale acestui oraș și județ, să găsească resursele financiare pentru finanțarea ansamblului Constantin Arhite. Și pentru asta cred că merită felicitările noastre ale tuturor, pentru că nu e ușor atunci când realizezi structura unui buget, a unei instituții, să găsești loc și pentru cultură. Ori lucrul acesta la Consiliul Județean s-a întâmplat și cred că președintele Consiliului Județean prezent astăzi aici merită aplauzele noastre pentru sprijinul acordat ansamblului Constantin Arhite. Sunt optimist și pentru că, mergând în județ, cât pot de des, observ cum colegii noștri primari, cu aceleași eforturi, cu aceleași sacrificii, reușesc și ei, prin aceeași structură de buget, să acorde sprijin tinerilor, elevilor, copiilor, care desfășoară pe de o parte activități culturale și pe de altă parte care sunt implicați și care încearcă acești minunați copii, beneficiind și de sprijinul primăriei, și de sprijinul primăriilor, și de sprijinul Bisericii Ortodoxe, să ducă mai departe această tradiție. Îl am în minte acum pe domnul Mihai Țibucanu, dar și pe domnul primar Mihai Cocoveică și alți colegi primari liberali, care au înțeles faptul că, dincolo de datoria de a aduce apă, canal, gaz în satele românești, trebuie să găsească resursele necesare ca copiii, tinerii noștri care sunt dorniți să se manifeste în zona aceasta a folclorului, să găsească sprijinul necesar. Și pentru asta, felicitări, domnilor primari, pentru sprijinul pe care îl acordați perpetuării și dezvoltării pe mai departe a folclorului românesc. Felicit în egală măsură, și sunt la fel de sincer când spun asta, și pe preoții din Biserica Ortodoxă și cred că și Biserica Romano-Catolică face același efort să joace în comunitățile rurale nu doar rolul acesta de factor duhovnicesc, dacă pot să spun așa pe repede înainte, ci și un rolul unor adevărate centre culturale. Observ lucrul acesta și mă bucură să constat lucrul acesta, că tot mai mulți preoți sprijină dezvoltarea vieții culturale în comunitățile rurale. Ori în condițiile în care școala românească face în continuare un efort pentru a pregăti programe și în afara școlii, dar nu reușește întotdeauna pentru că resursele sunt nu-i așa limitate, sprijinul pe care îl acordă Biserica Ortodoxă în satele românești e unul cu adevărat demn de remarcat. Închei felicitându-vă pe fiecare dintre dumneavoastră pentru bucuria pe care o văd pe chipurile dumneavoastră cu care purtați aceste costume populare. E mare lucru și e important să facem lucrul acesta cât de des putem, când mergem la biserică, dar și în viața noastră de toate zile. Și, așa cum am mai spus deja, dar vreau să subliniez lucrul acesta încă o dată, sunt optimist cu privire la viitorul folclorului românesc și pentru că văd aceeași bucurie pe care o văd în ochii dumneavoastră și în rândul copiilor pe care îi întâlnesc în mediul rural. Cu alte cuvinte, sunt multe motive pentru care putem fi optimiști. Important este să vedem lucrul acesta și să nu uităm de trecut. Bun venit aici, acasă, în capitala
culturală, spirituală și istorică a României. A spus-o și președintele Emil Bălteanu, vă spun și eu, atât de frumos este asta cu veșnicia, s-a născut la și cred că va rămâne și va dăinui în timp. Totuși, pe signele noastre scrie omagiu satului românesc. Noi suntem învățați să ne omagiem eroii, să ne omagiem oamenii de cultură sau valorile neamului românesc. Asta când omagiu satului românesc, pare că am vorbit la trecut despre satul românesc. Când, practic, este datoria noastră să-l aducem în prim plan, în fiecare zi, prin ceea ce facem. Cred că putem să vorbim sau să-i omagiem și să le purtăm recunoștință doamnei Angela Olaru, că este cetățean de onoare al județului și al municipiului nostru și aș vrea să o aplaudăm. Este alături de noi. Având de asemenea tezaur viu la Iași, pe chiar în zona Lăului, pe Andrei Gheorghe, l-am întâlnit de la Botoșan pe domnul Constantin de la Joltești. Sper să nu greșesc comuna. Sunt oameni pe care trebuie să-i prețuim și să-i promovăm, că sunt contemporan cu noi. Doar atunci când vine vorba despre satul românesc, trebuie să-l ținem din ce în ce mai viu și să-l dezvoltăm, ca practic el să răspundă nevoilor comunității noastre. Eu chiar îmi doresc, poate mai devreme de vârsta senioratului sau pensionării, să mă stabilesc la țară, să mă stabilesc la sat. Nu este astăzi loc pentru sufletul oricăruia dintre noi în care să se conecteze cu el mai mult decât biserica. Și, evident, satul natal, satul bunicilor. Și de aceea, cred că astăzi și în celelalte județe, dar să mă refer doar la județul nostru, reușim să ducem, poate, nevoile de bază. Apă, canalizare, asfalt și gaz, astfel încât viața la Ciortești să aibă aceleași condiții, sau cei care se vor stabili la Ciortești, ca la Miroslav. Și cei care sunt, practic, la Coamele Caprii, unde este Mihai Țibucanu, să fie ca la Tomești. Pentru că nu e vina nimănui. Știți cum e? Noi nu ne alegem nici părinții, nici bunicii, nici țara în care ne naștem. Dar cu toate astea, trebuie să facem tot posibilul să avem aceleași condiții peste tot. În ceea ce privește nivelul de investiții pe care îl face Consiliul Județean Iași, chiar cred că este unul remarcabil pentru orice județ al României. Numai noi, în acest mandat, practic, avem în implementare investiții de 600 de milioane de euro pe apă și canalizare fonduri europene, mai avem prin PNI alte 150 de milioane, se trage gazul în satele și comunele județului nostru. Vom ajunge cu asfaltul peste tot, pentru că și asfaltul este un semn de civilizație. Ne bucurăm foarte mult că bisericile care erau, sunt din cinci mai frumoase și sunt restaurate, construim și altele, astfel încât, închei până vă spun, nu putem face nimic fără Dumnezeu, iar în satul românesc, ca să-l omagiem și noi și generațiile care vor veni, trebuie practic să avem grijă de biserică, de educație și de proprii noștri cetățeni. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și, evident, să ne revedem la astfel de evenimente în care, practic, cu toții punem umărul ca satul românesc să dăine și în următoarea 100 de ani. Vă mulțumesc! Și vă rog să ne ajutați echipa de organizare. O să-i dăm premiul ăsta, iertați-mă, da. Iar domnului... A nominalizat pe primarul Mihai Chirica pentru proiectul Muzeul Satului Moldav. Domnul... Și rugăm pe domnul Călin Schipcaru să ne ajute, fiind consilier local. Domnul profesor Schipcaru este și consilier local, este reprezentantul practic al municipalității la această frumoasă întâlnire. Așa că o să-i mânăm domniei sale acest premiu, tocmai pentru a-i mulțumi și domniei sale, primarului Mihai Chirica și, evident, întregii echipe din Consiliul Local, pentru cum arată astăzi orașul. Pentru că cei care sunteți veniți în orașul nostru, din celelalte județe, Iașul este și cel mai frumos, și cel mai curat, și cu siguranță capitala spiritualității în România. Domnule profesor, vă rog. Mulțumesc mult pentru această onoare. Doar două cuvinte o să vă spun. Am avut privilegiul să lucrez cu domnul primar Chirica încă de la începuturile mandatului, deci sunt vreo 8 ani de atunci și mai bine, în calitate de consilier local
Am trecut împreună și prin greutăți și prin bucurii, am trecut și prin bune și prin rele, dacă vreți, am trecut și prin decepții, dar în principal prin satisfacții. Sperăm și vom fi cu toții alături de domnul primar Chirica pentru a prelua și următorul mandat de primar și am convingerea că acest lucru se va întâmpla. Mulțumesc! Gabriel Andrei Gherasă, de la Biserica Bunăvestirii Sculeni, Mitropolia Basarabiei, s-a vrednicit nu numai să propovăduiască dreapta credință rândul oriașilor pe care îi păstorește, ci și de înălțarea unor lăcașuri pentru chinare. Este ctitor a trei biserici în trei sate de peste Prut, la sfințirea cărora au participat în alte fețe bisericești de la Chișinău și Ungheni. Mai multe amănunte ne va spune cetățeanul de onoare, Angela Paveluc Olariu, cetățean de onoare al Iașului, cercetător, etnograf, doctor în științe, coordonator al Departamentului Tradiției din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Foarte bine că v-ați gândit să înmânați această distinție, Părintele. Cu atât mai mult cu părinte. Cât părintele este foarte tânăr. Câți ani are părintele? Câți ani are părintele? 25 de ani. La 25 continuăm. De la Bacău. De la Bacău, vă rog, continuăm. Aș vrea să mulțumesc din suflet pentru, în primul rând, pentru bucuria de a reîntâlni doi oameni pe care îi prețuiesc foarte mult. Pe de o parte, pentru că toate aceste proiecte etnografice pe care le-ați auzit prezentate sunt meritul întâlnirii și descoperirii tezaurului uman viu reprezentat de doamna Angela Paveluc Olariu. Iar mai apoi tot ceea ce am realizat în Basarabia a fost, de fapt, meritul unor oameni inimoși. Pentru că ele pot părea așa foarte multe, dar când ai alături oameni ca domnul Emil Teofil Bălteanu și pe alții asemenea lui, lucrurile curg natural. Vă îndemn ca cu ceea ce faceți să treceți Prutul. Să nu uitați că Basarabia este pământ românesc și dacă eu am lăsat Iașul pentru a coordona acolo aceste activități, ar fi bucuria fiecăruia dintre noi să vă avem acolo. Sunt localități în Basarabia în care biserică nu este, în care oamenii ai dumneavoastră, dumneavoastră nu sunt botezați, în care o carte de rugăciune sau o icoană reprezintă mai mult decât credeți. De asta este important să treceți Prutul și să-i descoperiți pe oamenii minunați de acolo care tânjesc pentru Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru invitația onorată și pentru tot ceea ce faceți. De la Bacău, domnul profesor Adela Adâmbu, președinta Organizației Județene a Seminarilor Naționali Liberali, a venit împreună cu profesoara Mariana Garmacea din Comuna Grăvănești, care a pus bazele unui muzeu dedicat răzeșilor, singurul de pe Valea Meritinului, într-o localitate atestată, documentat în 1428, din timpul domniei lui Alexandru cel Bun, despre răzeși și faptele lor, despre daniile domnești, pentru acești oameni pe care se bazau dormitorii moldoveni, precum și despre zestrea muzeală de la Grăvănești și nu numai am reținut, ne vor vorbi doamnele Adela Adâmbu și Mariana Garmacea. Garmacea. De la Bacău nu am venit singură, sunt însoțită de secretarul general Liviu Rusu, care este și secretarul general și domnul Constantin Ardon, vicepreședinte la Biroul Județean și președinte de organizație din Bacău, cea mai multe și pentru județ. Doamna profesoară Mariana Gărmacea, după ani de muncă, a înființat în satul natal Muzeul Răzășesc Frumușel, în satul Frumușel, atestat documentar acum 595 de ani, în pisania domnitorului Alexandru cel Bun, după numele apei care traversa zona. Muzeul Sătesc, primul de pe Valea Zeletinului, a fost înființat și amenajat prin strădania doamnei Mariana, care de mai mulți ani a adunat în casa părintească obiecte folosite în activitățile tradiționale, în decorarea locuințelor,
straie populare, dar și mărturii care dovedesc istoria veche a acestor locuri. Toate acestea au fost minuțios așezate în spațiul muzeului, nelipsind nici o magie dedicată unor personalități ale istoriei neamului, a unor oameni de seamă din comună sau care au trecut pe aceste meleaguri. Cu sprijinul și colaborarea primarului PNL Gheorghe Tibașa, a Consiliului Local Glăgălești, muzeul este amenajat în clădirea școlii gimnaziale Sergiu Adam. Doamna profesoară are în total 15 obiective prin care a cinstit satul românesc. Unul din obiective este și monumentul chemat Eroilor Neamului din satul Frumușel și de asemenea activități desfășurate la acest monument cu diverse, la diverse evenimente. În sat există un alt obiectiv de o valoare inestimabilă, un stejar de 500 de ani, protejat cu grijă de aceeași doamnă Mariana, cât și de administrația locală, demonstrând atașamentul față de patrimoniul natural, stejarul fiind simbolul rezistenței și durabilității, așa cum este neamul nostru românesc. Având în vedere această activitate susținută, cu rezultate deosebite, Biroul Județean OSNL Bacău propune pentru nominalizare, pentru a primi premiu în cadrul proiectului Elogiu Satului Românesc, coordonat de distinsa doamnă profesoară universitară Magdalena Lupu. Mulțumim pentru... Felicitări, doamna profesor! Pentru cât sunt cea mai tânără, să spun liberală, care am fost invitată de această canțelare, să spune mieșeană, care se cheamă, să citesc, OSL Nele Iași. Eu sunt geograf, perceput la hărți, latitudini, longitudini, mă zbat ca Dunăre la porțile de fier, bolborosesc ca vulcanii noroioși, mă zbat de nivelul mării și orizont, pe la ureche simt cum bate vântul de la mează noapte, am o concepție liberală, deși sunt de sorginte țărănească. Sunt o profesoară bună, bună, dar nu din mâncat. Europa este o victimă la picioarele mele din punct de vedere turistic. Dar asta este ca o introducere. Eu vin de prin părțile din mijloc ale Moldovei, din olatul Bacăului. Am venit cu o oaste de vreo 6 viauri, care nu este ecotropitoare, este doar dornică de lumină. Pe aceste meleaguri, marele voivodul, Ștefan cel Mare și Sfântul, fie în țărâna ușoară și în cetatea lui Alexandrelu, fiul marelui domnitor. Marele voievodul mergea adesea prin codrii, sălășuind după oștirile otomane care tângea la bogata și plajină țara a Moldovei. Atunci când nu era dangă de clopote și jale, marele voievodul mergea la biciurile domnești, de la huși cotnari și mai peiești câte un cop de vin. Iar sâmbătă pe munchen mergea la Rărășoaia. Eu mă bucur că v-am găsit atât de vesel, atât de frumos. Eu n-am făcut într-o atmosferă atât de liberală. Eu vin dintr-o atmosferă țărănească, pe care o iubesc mai mult decât târgul Bacăului. Cele 2600 de suflete, enoriașii preotului Chiber Vasili și a primarului Gheorghe Tibașa, m-au înțeles. Dacă m-au înțeles, eu am spus, dați-mi doar o cheie. Mi-a făcut clădirea și mi-a dat cheia. După aceea i-am invitat la inaugurare. A fost bine, veniți pe părțile noastre cu oamenii, sunt tari modești. Eu le spun așa, că este locul unde nu se întâmplă nimic, dar se știe totul. Sunt oameni modești, oameni gospodari, ospitalieri și neapucători de lucruri străine, așa cum s-ar spune. Și ca să nu fiu prea mult să mă lungesc, observ că în această sală este o atmosferă atât de plăcută, s-a îmbinat tineretul cu seniori. Și nu mai vorbesc de preoții cu crucea în frunte, căci oastea e creștină.
pentru toți seniorii din sală, îmi permit să recit o epigramă a lui Păstorel Teodoreanu. Că în existența noastră efemeră, să nu uităm o dublă evidență, că bătrâneța e o eroare și tinereța o impertinență. N-am spus-o, eu o spus-o Teodoreanu. Eu vin cu plăcere la Iași, de câte ori sunt invitată, pentru că simt că pământul Iașului îmi sărută tărbile de bucurie că am revenit. Voi revine cu plăcere, așa cum s-a spus și înainte, în cetatea științei, în cetatea tineretului. Vă mulțumesc mult și mă scuzați! Noi vă mulțumim și vă felicităm pentru tot ce faceți frumos acolo, acasă, în satul natal. Mai sunt datoare cu încă o precizare și îmi cer scuze că au venit să elogieze cu noi satul românesc, consilieri județeni. Și să-i aplaudăm, sunt prezenți în sală. Consilieri locali, primari, veniți să elogieze satul românesc, conducători de instituții și asociații profesionale, creatori populari, etnograf, ghitori de muzee, și ați cunoscut acum un asemenea ctitor, interpreți și iubitor de artă populară. Este ajuns în sfârșit și domnul Mihai Țibucanu, de la Coarnele Capri. Îl invit în scenă să cunoașteți la mine. Coarnele Capri, o localitate mai izolată, fără resurse, dar cu oameni harnici și gospodari. A suferit mereu din cauza infrastructurii rutiere și a celorlalte utilități. În ultimii ani însă, imaginea comunei s-a schimbat în bine, mai mult decât atât, cei din fruntea comunei au găsit și timp și resurse pentru asigurarea de condiții în ceea ce privește activitatea culturală și artistică. Trebuie să vă spunem că la Coarnele Capri sunt frumoase tradiții și obiceiuri care se păstrează în autenticitatea lor. Pentru toate acestea, echipa de organizare a hotărât nominalizarea domnului primar Mihai Țibucanu pentru placheta evenimentului Elogiul Satului Românesc. Bună ziua, spun și eu, mulțumesc frumos, mă simt foarte onorat. Ceea ce mă face să mă plec mult mai mult spre tradițiile satului românesc, ceea ce vă invit și pe dumneavoastră, urmează sărbătorile de iarnă, care cred eu, din punctul meu de vedere, este unica comună care le mai mențin, precum le mențineau și strămoșii noștri. Mulțumesc din suflet, sunt puțin emoționat, n-am mai primit asemenea distinții. Mulțumesc din suflet. Noi vă felicităm. Seniorilor, și vă așteptăm cu drag la Coarnele Capri. Printre invitații și partenerii celei de-a patra ediție Elogiului Satului Românesc se numără și domnul Viorel Grigoraș, antreprenor, președintele Biroului Politic Județean al Organizației Seniorilor Național Liberal Botoșan, vicepreședinte al Biroului Național. A venit împreună cu un invitat special al ediției. Este vorba despre Dan Togoș, un cunoscut și apreciat interpret de muzică populară și managerul orchestrei Rapsozii Botoșanilor. Despre personalitatea artistică a domnului Dan Togoș, precum și despre performanțele renumitului ansamblu botoșinian, ne va oferi mai multe amănunte domnul Viorel Grigoraș, fost parlamentar. Momentul botoșinian se va încheia cu prezentarea de către invitatul special al câtorva melodii reprezentative din repertoriul său. Sunt mâna doamnelor, domnișoarelor, bună ziua domnilor. Vin din Botoșani și eu sunt născut la țară, ca de altfel și bunul meu părinte, Dan, în aceeași comună. Vin din județul celor patru genii ai României, ai Moldovei. Ați văzut că nu spun din Botoșan. Întâmplător sunt din Botoșan, Enescu, Lucian și Iorga.
cu toți acești patru titani, noi moldovenii de pe malul stâng și drept al Prutului, ne fălim. Și nu întâmplător. Acum să fac un laudațiu pentru Dan Dobuș și aș începe cu, sper să fie iertată, o glumă ca să mai dezvoltez puțin atmosfera. De multe ori când mai stăm de vorbă, ce îmi spune, îl întreb, Dan, unde ești? La Iași. Băi, te-ai măritat. Într-adevăr s-a măritat pentru că soția lui Liliana este ieșeacă și locuiesc în Valea Lupului. Așa că vă rog să considerați dumneavoastră ieșenii ca fiind de-a și de-a dumneavoastră. Dan Dobuș s-a născut pe 14 iunie 1976 în satul Ghireni, comuna Coțușca, județul Botoșani. Pentru o parte de dumneavoastră, poate știu eu numele satului Ghireni, vă aduce aminte de domnul Sibirat, care a fost președinte al Consiliului Județean Iași. Primar. Și primar. Ambasador în Cuba, deci avem noi, profesor universitar, avem noi moldoveni cu cei ne mândri. Dan Dobuș a urmat cursurile școlii generale, vorbesc cum făceam pe vremea noastră, în satul natal Ghireni, după care s-a înscris împotriva voinței părinților la liceul de artă din Botoșani, unde a urmat, ce credeți, la ce s-a înscris, la trombon. Dar în paralel a urmat și cursurile de canto, pentru că cei care îl cunoșteau, i-au zis că are o voce deosebită. Voce care a împrumutat-o sau a cizelat-o în acei ani de copilărie, ascultând la radio muzica populară din Basarabia. În melodiile lui o să vedeți multă apropiere, dar în sensul nu de copiere, ci de tradiție, pur moldovenească, așa cum cânta Nicolae Sulac, Valentina Cojocaru, Nicolae Hlip. La liceul din Botoșani a fost descoperit de marele profesor Ioan Cobâlă, profesor care a înființat renumita orchestră Rapsozii Botoșanilor. În prezent, Dumnezeu să-l odinească în pace pe profesor Ioan Cobâlă, a fost făcut și cetățean de onoare a Botoșanului și orchestra Rapsozii Botoșanului în prezent îi poartă pentru prețuire, în semn de mare prețuire, îi poartă numele. Dan Dobuș, de regulă, la toate acțiunile, îl vedeți bine îmbrăcat național, este fiul al satului și în prezentare vreau să subliniez portul tradițional din zona Botoșanului, extindere la Moldova, cu acea culoare albă care reprezintă puritatea sufletului românului, țăranului român, cu verdele care arată natura în toată splendoarea ei și galbenul cu magoniu, bogăția solului românesc, bogățiile patriei. Are mereu, cei care îl cunosc și îl veți mai cunoaște, mereu are zâmbetul pe buze. Are frumusețea sufletului pe care o exteriorizează zâmbind și prin culoarea ochilor care ne amintește de culoarea cerului. Și vreau, deși astăzi el are și alte activități în județul Suceava, insist și să nu plece până noi va încânta cu câteva cântece care îl caracterizează. Vă mulțumesc că v-ați ascultat. Thank you.
Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, domnul Gheorghe Grigoraș. Vreau să vă spun că noi avem un folclor extraordinar. România are un folclor extraordinar. Avem tradiții care nu le au alte popoare. Să știți. Eu am cântat și peste votare, am fost și în Italia, am fost și în Germania, și în Anglia. Sunt popoare care și-au pierdut tradițiile, și-au pierdut cultura, și-au pierdut orbul popular. O să vedeți când treceți prin Duty Free, o să vedeți pe cutiile de bomboane, o să vedeți Mozart, Haydn, Beethoven. Deci nu au cultura tradițională. Pe noi ne-a iubit Dumnezeu. Și așa cum spunea Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, noi am fost, suntem și vom fi grădina Maicii Domnului. Dar noi, moldovenii, mai avem altceva. Avem un folclor extraordinar de frumos, extraordinar de curat. Uitați-vă dumneavoastră la Ardele, au doina și hora. Uitați-vă la Oltenii. Au hora și bătuta. Dobrogea au ceamparau. Noi, moldovenii, suntem veseli, plini de viață. Avem horă, horă mușcată, bătută, țărănească, sârbă și inclusiv ne-a dat Dumnezeu și ceamparaua. Așa că noi avem ce arăta. De fiecare dată, când vin la noi invitați în Moldova, Oltenii cântă horă și sârbă, horă și sârbă. Ei, noi când plecăm partea cealaltă, le arătăm. Noi avem horă, horă mișcată, bătută, sârbă, ceamparat. Ce vrem, aceea cântăm. Inclusiv doina noastră românească. Așa că eu nu vreau să vă rețin. Mulțumesc frumos pentru invitație. Să știți că acest premiu mă onorează și în același timp mă obligă să aduc în fața dumneavoastră cântece de calitate, să mai mă duc pe la bătrânii satelor din Botoșani și nu numai din Botoșani. Să știți că și la anumite serbări auzi câte un vers la o bătrână a satului care îmi rămâne tipărit în minte. Și pe acea idee încerc să creez un text. Mulțumesc frumos și așa spun încă o dată, mă și obligă ca să aduc în fața dumneavoastră cântece frumoase, cântece valoroase și să nu uităm că în mediul online și în mass media și pe piața muzicală, eu cred că 60% este ghici. Deci noi trebuie să ținem cu adevărat la valorile noastre tradiționale și la muzica noastră cu adevărat autentică, care vine din suflet pentru sufletele dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Și acum să înceapă muzica. Ați plecat la masă, așa-i? Haideți, cu palmele! Asta e România noastră frumoasă! Tipicul mea de-aul lui tot mi-aș putea. Aș da drumul glasul lui vestița ta mea. Ia uite! Se răsuni în muncevăi afișe câmpii și satul românii mei iubii unde-ori și se trăiești frumoasă țară, la iuneu de dor. Noi aici suntem acasă sus în tricolor, șopii frați cu veșnicia cât vrei Dumnezeu. Să trăiască România și tătăneamul meu. Să, 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 să! La iuneu de dor, noi aici suntem acasă sub sfânt tricolor. Păi șopii frați cu veșnicia cât vrei Dumnezeu. Să trăiască România și mă dovedi.
Hai să trecem în brutul, frate, Basarabia. Dar până la distru să se întinde, să vadă în străbun. Și nimeni nu știe să audă, noi suntem români, mă! Să trăiești frumoasă țară, la Iuniu din or. Noi aici suntem acasă, sub sfânt tricolor. Șopita-ți cu veșnicia, cât vrei Dumnezeu. Să trăiască România și tot neamul meu. A românilor și ar trebui să ținem la ea. Olor lângă sat, mie tatăl a lăsat o bucată din pământ, s-a manat în alinare. Olor lângă sat, măi mie tatăl a lăsat o bucată din pământ, s-a manat în alinare. Cât e lume îndurat, tata nu să-l văd, până mor eu n-am să-l văd, și la sat de tata-i sfânt.